Echipa gorjeană de fotbal i-a invitat la Târgu Jiu pe cei 5 copii rămași orfani în urma tragediei din clubul Bucureștean Colectiv. Conducerea le-a oferit cadouri copiilor, iar jucătorii le-au oferit o experiență de o zi în cadrul unui club de fotbal de primă ligă. Să facem ceva special pentru că, până la urmă, trebuie să se simtă în mijlocul nostru deschis. Și ne-am gândit la o acțiune de genul panduri pentru o zi. Vor petrece momente împreună cu jucătorii, așa cum face orice alt jucător. Greu încercați de soartă și rămași orfani în urma tragediei care a avut loc în clubul colectiv din București, cei 5 frați, dintre care 4 minori, au fost încântați de orașul lui Brâncuș. Un gest foarte frumos și chiar mă bucur că am venit aici și chiar mi-a făcut plăcere să-i cunosc. Prima dată la Târgu Jiu? Da, prima dată. Dar a fost frumos și pe drum. M-a luat puțin somnul, dar a fost ok. A fost o surpriză să veniți aici? Da. Și pentru prima dată când veniți la Târgu Jiu? Da. Am aflat și cu cine ține fiecare. Veștile nu sunt foarte bune. E ca la Severin. Sperăm să-i convertim. Copiii au lăsat deoparte pentru un moment zbuciumul din sufletul lor și s-au bucurat de cadourile primite și de o zi specială petrecută la Târgu Jiu. De asemenea, copiii au vizitat și operele marelui sculptor Constantin Brâncuș, aceștia fotografiindu-se împreună cu președintele clubului Pandurii, Narcis Răducan.